Un studiu publicat în theforbes.com arată că 51% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani petrec în medie 5 ore uh, pe platformele de socializare. Uh, este un studiu, gândiți-vă, deci... 5 ore, copiii ăștia stau pe platformele de socializare. E adevărat, este o medie, fetele stau mai mult decât băieții, în jurul, mă rog, acum ceva mai puțin băieții, și fetele să spunem că sunt mai generoase din acest punct de vedere, între ghilimele. Ei evadează în această lume. Noi, pe vremuri, evadam în lumea cărților. Dar, din păcate, nu știu dacă lucrurile astea sunt similare și au aceleași efecte. Cărțile aveau un efect benefic în viața noastră, ne dezvoltau imaginația, ne ajutau să evadăm într-o altă lume, nu ne stricam ochii, ne ajutau și ne ajută în continuare în găsirea unui limbaj potrivit. Știm să ne exprimăm mai bine o grămadă de cuvinte noi în vocabular și așa mai departe. Pe când petrecutul la 5 ore în medie pe zi la mai bine de jumătate dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani este trist. Este trist, în primul rând, că ei sunt nevoiți să plictisesc atât de tare încât să ajungă să stea, să petreacă atâta timp pe platformele de socializare, dar deja deci nu numai pe net, pe platformele de socializare, unde se uită, a pus cu tărică nu știu ce poză. Uh, Georgica a fost acolo, uh, Florina a făcut uh, uh, nu știu ce și știți foarte bine că toate aceste postări de pe platformele de socializare sunt minciuni, nu toate. O mare parte dintre aceste platforme uh, de socializare. Uh, au postări care sunt, să spunem, neapărat minciuni, ci lucruri înflorite, imagini îmbunătățite, privite dintr-un anumit un și ilustrat așa o viață din asta utopică, așa cum și-ar dori o fiecare să o aibă, dar nu o are în realitate. Noi, ca părinți sau adulți, ne dăm seama ce, și știu, reușim, cea mai mare parte dintre noi, că nu toți, să facem diferența, cumva, între bine și rău, pe unii nu ne interesează efectiv sau nu avem timp să stăm cu ochii în platformele astea de socializare, de ce am mai făcut, nu știu cine, ce a mai făcut, nu știu care, suntem suficient de stăpâni pe noi ca să să fim asumați, să știm că nu avem treaba noastră, alții sunt cu activitățile lor. Însă copiii sunt foarte ușor de influențat și atunci faptul că ei petrec atât timp arată pe de-o parte că nu au ce face în rest, în vacanță, doi la mână părinții nu sunt suficient de implicați în viața lor pentru a le face program și a le pune ordine în viață, trei la mână este un indicator a, din punctul meu de vedere, al uh, stării de tristețe, de nefericire pe care o avea copilul pe viitor. Nu au cum să te împlinească aceste platforme de socializare. Este important să ieșim, să, uh, să joace, să bată mingea în fața blocului dacă se poate. Este a ajuns deja un lucru uh, de dorit, o chestie aspirațională, să iasă copilul în fața blocului sau în curte, să, să bată mingea, să se joace cu ceilalți copii în parc. Este uh, o situație la care am contribuit și noi părinții cu lipsa timpului petrecut cu copiii noștri. Nu ne-am nu ne ierarhizat cum trebuie, nu am pus în ordine prioritățile și atunci am ajuns pe nesimțite în această stare. Nu ar trebui să ne mai lăsăm copiii să stea atât pe platformele de socializare. Este periculos și din alte puncte de vedere, gândiți-vă la tot felul de... Legături, conexiuni pe care le fac lipsa de intimitate și așa mai departe. Eu știu ce fel de prieteni își mai găsesc pe platformele de socializare care sigur nu sunt oameni de încredere. Așadar, eu cred că ar trebui ca noi părinții să fim mai atenți și conturile acestea de pe. Facebook, Instagram, TikTok și alte platforme de acest gen să fie înființate atunci când noi, părinții, simțim că efectiv nu se poate altfel sau că ne este copilul marginalizat, este nevoie la școală sau, um, deși nu știu dacă s-a cerut în vreun cadru din asta educațional, să ceară vreun profesor copilului să-și facă un cont pe, pe Facebook pentru, nu știu, o notă sau pentru a da vreun examen. Deci nu cred că se întâmplă așa ceva, astfel că, sigur, dacă se mai joacă copiii pe net, acum asta e, dar în ceea ce privește platforme de socializare, eu consider că este o mare problemă pentru copiii noștri. Dacă îi lăsăm să petreacă atât de mult uh, timp și este o realitate, este un studiu realizat uh, și publicat în The într-adevăr, nu cred că este relevant pentru țara noastră neapărat pentru că el nu a fost efectuat pe subiecti de la noi din țară, pe copii de la noi din țară, dar oricum este trist. Trebuie să facem ceva și avem puterea să facem uh, lucrul acesta. Până la urmă ține de viața și bunăstarea copiilor uh, noștri. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni, zi minunată!